Bună dimineața, sunt Ion State, președintele clubului sportiv Aikido Constanța și așa cum v-am obișnuit, vă prezint o tehnică de autoapărare. Alături de colegul meu Ionut Stan, vă vom prezenta în această dimineață o nouă tehnică de autoapărare. Agresorul prinde de rever în intenția de executa o lovitură de pumn la nivelul feței. Da? Este ceea ce se întâmplă destul de des pe stradă. În momentul în care a fost mâna pe mine, dar nici măcar nu ar trebui să aștept să se încheie priza, execută o lovitură la nivelul feței. Cu scopul de a-i slăbi ușor priza, dar în același timp de a-l forța să se apere, astfel încât să nu mă lovească. Deci mâna care îmi trebuie să-l forțez, nu este pentru a prave și nu pentru a prave. Da? Aici. După care, totul îmi rovine pe contului, da? Și chiar din exterior pe interior. De aici, mâna liberă, prinde gâtul. Astfel încât gâtul și brațul sunt blocate. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă aștept și data viitoare.